Felicitări, mister. A ieșit așa cum v-ați dorit. O victorie contra Craiovei care v-a scos puțin din zona aia îngrijorătoare. Da, bună seara. Mulțumesc, într-adevăr, așa cum ne-am așteptat la un meci foarte, foarte greu, pentru că știam că întâlnim o echipă extrem de bine organizată din punct de vedere tactic, cu un antrenor care sunt convins că, eu i-am spus, am avut o discuție cu el, nu astăzi, de mai mult timp, și i-am spus, chiar dacă poate să se supără pe mine, că va ajunge ca și antrenor mult mai mare decât a fost ca și jucător, și ca jucător a fost un jucător genial. Are capacitatea de a modifica din mers sistemul de joc. A început într-un 4-3-3, după pauză, fiind condus, eram sigur că va schimba, pentru că așa a schimbat și în ultimele două meciuri pe care le-a avut. Un joc a jucat 4-3-3, după aia a jucat un 4-1-3-2 sau un 4-4-2 în romb, în zonă centrală, unde a încercat să vină cu aceste mingi lungi, venind cu atacanți cu talie. Dar așa cum v-am zis înainte, am avut un pic de avantaj prin faptul că îi cunosc filozofia, cunosc strategia, l-am analizat bine împreună cu toată lumea și astăzi am adus 3 puncte care, într-adevăr, ne-au scos din zona aceea periculoasă, dar nu reprezintă mare lucru dacă nu continuăm pe aceeași linie. Argeșul s-a apărat bine, s-a apărat foarte bine astăzi, nu prea a lăsat spații și ați înscris la o fază fixă, s-a văzut acolo că e lucrată. Joao foarte mult l-am văzut în ofensivă, e da. Ceea ce lucrați? Da, sunt lucruri pe care le lucrăm la antrenament, aceste faze fixe. Într-adevăr, ne dorim să construim pe această fază defensivă în care, din punct de vedere mental, echipa să capete încredere prin faptul că nu primește gol, după care, ușor, ușor, suntem siguri că la calitatea tehnică pe care o avem, ne creăm situații și venim cu goluri. Am schimbat și noi, într-adevăr, sistemul pentru meciul acesta. Am venit cu un 3-4-3 care poate l-am surprins un pic din poziționarea și din jucătorii care i-am băgat înainte de meci. Chiar mi-a spus când ne-am întâlnit pe teren că am schimbat sistemul, că și-a dat seama din jucători, dar până la urmă sorții au fost cu noi. Am avut și puțină șansă, într-adevăr, trebuie să recunosc că în anumite momente șansa a fost de partea noastră, că și-au creat și ei situații. La fel de bine și pe final puteam să închidem și noi jocul, să marcăm cel de-al doilea gol, dar cred că a fost până la urmă un joc bun, care a plăcut oamenilor. Suporterii piteșteni au plecat bucuroși acasă, că am reușit în final să luăm frumoasă în tribună, de mult n-am mai văzut. Am reușit în final să câștigăm 3 puncte acasă, să aducem victoria și, bineînțeles, și reacția suporterilor, care au fost fantastice, a fost pe măsură. Urmează pentru voi un meci Clinceniu pe stadionul Dinamo, un stadion care vă priește. Da, urmează un meci cu Clinceni și doar atât. Avem o săptămână lungă, dacă pot să spun așa, avem o săptămână întreagă în care putem pregăti meciul următor în liniște. Întotdeauna victoriile aduc liniște și încercăm să luăm din jocul următor, ca și acum, dacă nu reușim victoria, măcar un punct. Și vreau să te mai întreb ceva, multă lume acuza odată cu plecarea lui Malele că nu o să mai aveți atâta forță în atac. Se pare că ați căutat noi soluții. Am căutat și numai noi știm cât am căutat aceste soluții pe care le avem în momentul acesta. Trebuie să avem răbdare cu ei, că sunt jucători care nu au încărit, nu au jocuri în picioare, dar cu siguranță ușor, ușor echipa va arăta din ce în ce mai bine în momentul în care și ei vor avea minute mai multe. Ați văzut, a intrat și Geafar astăzi pe final, un jucător cu potențial foarte bun și cu calitate tehnică, dar care la momentul acesta, din punct de vedere fizic, nu arată așa cum ne-am dorit. L-am protejat, dar au fost ceilalți în teren care au arătat bine. Ok, mulțumesc. Mulțumesc și eu.